Pe 26 noiembrie 1939 se năștea Anna May Bullock, sau Tina Turner, numele cu care a devenit celebră. Revistele, muzica și filmele ce ajungeau în Nutbush, Tennessee, au făcut-o pe Anna să viseze încă de la o vârstă fragedă la o viață în lumea din afara orașului natal, cu atât mai mult cu cât certurile dintre părinții săi erau tot mai dese. Atunci când împlinește 17 ani, sora sa, Aline, îi face o surpriză ducând-o la unul dintre cele mai cunoscute localuri din St. Louis, Club Manhattan. În acea seară, invitații erau The Kings of Rhythm. Solistul era nimeni altul decât Ike Turner. Un nou capitol din viața ei avea să înceapă. La 18 ani, Anna naște primul copil, un băiețel, al cărui tată este unul dintre membrii formației Kings of Rhythm. Anna și copilul sunt abandonați la scurt timp. Doi ani mai târziu, micuța Anna era principala vocalistă a trupei și înregistrează alături de Ike piesa A Full of Love, care ajunge hit în topurile din Statele Unite. Ike și Anna se mută în California, despărțindu-se de Kings of Rhythm. Este momentul pentru o schimbare, astfel că Anna își schimbă numele devenind Tina Turner. A fost ideea lui Ike, care în copilărie adora sălbaticele femei africane și poveștile cu Cina Regina Junglei. În 1962, Ike a cerut-o pe Tina de soție pentru a o putea controla mai bine. S-au căsătorit două zile mai târziu în Mexic, la Tijuana, nunta fiind doar o călătorie pentru a semna câteva hârtii, nu nunta adevărată cu rochie de mireasă și tort. Deși din punct de vedere muzical lucrurile stăteau din ce în ce mai bine, pe plan personal, Tina era foarte nefericită. Certurile cu Ike erau foarte dese și violente. Adeseori ajungea la spital. Succesul în plan muzical a stimulat-o de din motive să trăiască. În 1976 s-a reprezentat începutul sfârșitului. În drum spre primul concert al noului turneu ce trebuia să aibă loc la Dallas, Ike și Tina se ceartă pentru ultima dată. De data aceasta, Tina ripostând, Ike fiind șocat. Ajuns la Dallas, Tina îl părăsește pe Ike pentru totdeauna, având numai 36 de cenți în buzunar. E o pauză de un an pentru a-și pune viața în ordine. Iar la 37 de ani decide că ceea ce își dorește în continuare este să cânte. În vara lui 81 totul era pregătit. Trei show-uri la Hotel Ritz au fost suficiente pentru a fi remarcată de Rod Stewart, care o invită să cânte alături de el piesa Hot Legs. Tina Turner era relansată. Nu mai era doar în star al anilor 60 și unul al anilor 80, apoi cântând deschiderea celor de la Rolling Stones și alături de Mick Jagger. Urmează numai puțin de 24 de albume și decenii de celebritate și reinventare. A spus mereu că vârsta nu este altceva decât un număr și că nu va pune capăt carierei muzicale decât atunci când se va simți cu adevărat bătrână. Și-a dorit în permanență să înregistreze noi melodii și să joace în filme. Deși era foarte hotărâtă în privința carierei, a decis la un moment dat să lase totul deoparte și să se dedice budismului, care i-a dus putere și echilibru. My legacy is that I stayed on course from the beginning to the end.